Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este un vlog mai atipic, să zic așa. Este un vlog în care vreau să vă prezint ce cadouri am primit ieri de ziua mea. Pentru că da, ieri 17 februarie a fost ziua mea. Astăzi, când o să vedeți voi clipul, deja este 18 februarie. Deja am mai adăugat un an în viața mea. Am ajuns la minunata vârstă de 35 de ani, dar nici pe departe nu mă simt de 35 de ani, așa că este doar o zi de naștere și încă un an adăugat. Și m-am gândit să fac un vlog în care să vă prezint ce cadouri am primit ieri de ziua mea și cum mi-am petrecut ziua de ieri și la final să vă arăt și produsele primite în cutiuța de la Look Fantastic, pentru că da, nu am mai apucat să mai filmez niciun vlog, am fost super ocupată cu jobul și nu am mai avut timp de așa ceva. Iar pe lângă job, bineînțeles, și treburile casnice care nu lipsesc niciodată. La momentul în care filmez acum este până în ora prânzului, în schimb vremea de afară nu ne ajută să stăm la lumină naturală, așadar tot lumina artificială o să fie prezentă pe parcursul acestui vlog. Dar gata cu această introducere, să trecem la cadouri. Încep cu cadourile primite de la soțul meu. Am primit această pereche de Adidas de la brandul Skechers. Așa arată cutia și vă arăt imediat și cum arată Adidas-ii. Așa arată. Deci mie mi se par că sunt super, super, super demențiali cu această talpă super colorată cu inimioare și cu aceste șirete de culoare roz bonbon. Merg perfect pe culoarea aceasta, pe non-culoarea alb. Materialul este unul din piele, așa că sunt foarte potriviți pentru zilele ploioase de primăvară, care sper să ajungă cât mai curând și în Brașov. Recunosc că i-am purtat pentru că i-am purtat de o singură dată, pentru că a fost cald și m-am gândit să îi probez, să văd cum sunt la purtare. Și sunt super ok, sunt foarte mulțumită de acest brand. Sunt foarte comod și foarte ușor. Nici nu zici că ești încălțată cu ceva. Și aici în interior vedeți aceste detalii care sunt și pe talpă. Sunt în mărimea 37 și se potrivesc mărimile, așadar dacă vreți să vă comandați și online, puteți să îi luați, să-i achiziționați exact mărimea pe care o purtați voi de obicei. Am zis că v-am marcat doar unul, așa arată împreună. Mie mi se par super, super drăguți și super colorați de primăvară. Acum să vină și primăvara. Și tot de la soțul meu am mai primit de la brandul MAC, fiecare cum vrea să-i spună, eu zic că MAC se pronunță, dar ce mai contează? Ideea este că în această cutie este un ruj pe care îl port astăzi pe buze, este un roșu foarte aprins, dar m-am gândit să vi-l arăt și vouă. Așa arată rujul. Este în nuanța 707 Ruby Wood și vi-l arăt imediat și scos din ambalaj. Așa arată rujul. Sper că se vede și aceasta este nuanța. V-am zis că îl port pe buze, deci cred că cel mai bine se vede, ca să nu ne facem un swatch, pe buzele mele. Mie îmi place foarte mult. Este un ruj mat, nu este un ruj lucios. Și textura puțin cremoasă.
În schimb, să țineți cont că nu este rezistent la transfer, așadar necesită reîmprospătare pe parcursul zilei. Și în cutiuța aceasta am mai primit și un serum cu niacinamide, acid hialuronic și ceramide și cu extract de peoni japonez. Nu știu ce e la peoni, nu am nici traducere în română și nu, sincer nu m-am documentat ce este, bănesc că este o plantă aceea. În fine, așa arată serul, o să îl testez pentru că chiar sunt curioasă. Și aici mai avem o cărticică. N-am apucat să o testez. Este procedura de retur în cazul în care necesită retur, dar nu e cazul la mine pentru că îmi place foarte mult culoarea. Ok. În continuare, de la aici în punga aceasta cu flori, de la una dintre prietenele mele am primit niște cadouri. În această cutiuță pe care scrie visează, iubește, trăiește clipa, așa, am primit aici o eșarfă, așa arată ambalat, imediat vă arăt și produsul. Este o eșarfă din aceasta de pus la gât, cu albă din mătase și cu niște fluturi pe ea și este de la brandul Meli Melo. Sper că se vede, haideți că încercăm așa un focus, de la brandul Meli Melo. Ok. Niciodată nu strică o eșarfă din aceasta. Și aici în cutie mai avem un produs și bineînțeles de la brandul Rituals, pentru că da, știe că sunt înnebunită după acest brand. Avem varianta The Ancient Art of Living Wisely. Bănuiesc că setul conține, haideți că avem aici pe pachet ce conține, un gel de duș din acela spumă, o cremă de corp, un scrub pentru corp și o lumânare parfumată. Abia aștept să văd și acest produs, dar o să-l, chiar acum o să-l desfac pentru că nu am mai avut din această gamă de produse, le-am avut pe celelalte. Haideți să vedem. Deci, iarăși o să zic, cum am zis și atunci când am desfăcut cadoul primit de Secret Santa, că cei de la Rituals știu foarte bine să ambaleze aceste cadouri. Da, ăsta o să lăsăm pe aici, pe lângă mine, pe jos. Așa arată cutia. Și încerc acum să o deschid și să vă arăt și vouă produsele. Da, întotdeauna la Rituals e foarte greu de desfăcut o cutie. Pe principiul să încerci ca să te bucuri tot mai mult de aceste produse. Bine, se poate observa, este destul de complicat. Haideți că am reușit să o deschid. Și așa arată produsele ambalate, la fel ca cele din ce le-am primit de Secret Santa. Aici este gelul de duș, crema de corp, lumânarea parfumată și scrubul. Și haideți că miros lumânarea. Ai, ce bine miroase! Foarte, foarte frumos miroase! Deci ce mă bucur! O să mă mai bucur de niște produse de la Rituals!
Îți mulțumesc mult și pe această cale, dacă te uiți la vlog. Știu că mai ratezi tu câteva, dar nu-i nicio problemă, ți-am mulțumit și personal, îți mulțumesc și aici. Ai făcut o persoană foarte fericită și știi foarte bine că orice produs de la Rituals pentru mine este binevenit. Apoi, ce mai avem pe aici? De la prietenii mei, cei mai apropiați, am primit aici încă un cadou și să vedem ce este și aici. Bine, eu știu ce este pentru că deja m-am uitat. Aveam avut noi o glumă internă ca între prieteni și mi-a cumpărat o cutie de bomboane Ferrero Rocher. Îți mulțumesc foarte mult că ai ținut cont, că ați ținut cont de acea glumă a noastră. Aici mai am o felicitare făcută de copiluțul lor drăguț și pe care o ador, dar nu, doar atât vă arăt, nu vreau să citesc pentru că este ceva ce ține de intimitatea noastră. Mai departe, am aici de la brandul Via, nu știu, nu cred că este un brand super cunoscut, dar îmi place foarte, foarte mult această cămașă într-un maro camel, să zic, și cred că mă avantajează foarte mult culoarea. Are aceste detalii super drăguțe, așa plisate pe o parte a cămășii și acești nasturi care sunt, nu cred că se văd ei foarte bine, dar sunt, au textură perlată. Îmi place foarte, foarte mult cămașa aceasta, mi se pare că este super potrivită la o pereche de jeans și cu niște ciocate. Cred că de minune o să meargă. Apoi, mai departe, de la brandul Mojito am primit această bluză neagră, dar cu un decolteu destul de adânc, după cum bine vedeți aici în față. Partea din față este din voal, iar partea din spate este materialul acela de tricou. Super, super potrivită pentru zilele de vară, asortat cu niște jeans sau cu niște jeans albi. Mai am eu o pereche de pantaloni de la Zara galben, deci cred că o combinație de genul se potrivește super bine pentru zilele de vară, zilele de nopțile de vară, pentru că, sau după amiezile, pentru că ieșind la o terasă este super potrivit, și cu un sacou sau un cardigan în serile în care sunt, în care este mai rece, este perfectă ținuta. Adică așa aș vedea-o eu. Și aici, tot de la ei, am mai primit de la brandul Stradivarius, am primit această pereche de pantaloni într-un albastru marin, un albastru, un bleu marin. Sunt, au buzunare și sunt lungi și cu cracul foarte larg jos și dintr-un material super potrivit și aceștia pentru vară. I-aș vedea purtați cu o pereche de tenis, cu o pereche de sneakers, dar și cu topuri, pentru că mi se pare că este un croi care se potrivește atât într-un stil casual, cât și într-unul mai elegant. Putem cu o simplă pereche de pantaloni să transformăm, să transformăm ținuta în două piese super interesante, atât casual, cât și elegant. Și de asemenea, tot în această punguță, de la brandul Balea, avem două peciuri din acelea pentru ochi. Să vă citesc un pic, este cu hidrogel și cofeină.
Așa arată, cu siguranță o să le folosesc și pe acestea. Și aici de la brandul Elmi Plant, o mască șervețel cu vitamina C pentru iluminare și revitalizare. Da, orice produs cosmetic este binevenit. Și am terminat și această punguță. De asemenea, am mai primit niște bănuți, de care o să mă bucur de ei și o să-mi cumpăr ceva. Deja am ceva în plan ce aș vrea să-mi achiziționez. Și această broșă în formă de cățeluș pe care o port acum pe această roghe stil pullover. Mi se pare foarte drăguț. Lumea știe că sunt nebunită după căței, așa că am primit această broșă. Am terminat cu cadourile de ziua mea. O să vă arăt probabil într-un alt vlog și ce mi-am achiziționat de bănuții pe care i-am primit. Și acum cutiuța de la Look Fantastic, așa arată, este desfăcută și vă și zic imediat de ce. Pentru că am folosit un produs, iar unul deja l-am dat de aici din cutiuță. Să începem cu produsul pe care l-am folosit. Haideți să începem cu produsul pe care l-am dat. Era un produs pentru musculatură, un gel pentru musculatura tensionată și încordată și l-am dat pentru că persoana căreia i l-am dat avea nevoie de acel gel pentru musculatură, iar eu nu folosesc așa ceva pentru că nu prea îmi trebuie. Și să revin la produsul pe care v-am zis că deja l-am testat. Este de la Christoph Robin, un cleansing pentru păr care îți oferea cică și volum. Așa arată produsul, sper că se observă. Haideți să vi-l arăt și în interior și apoi să-mi dau părerea. Așa arată și în interior. Are ceva particule de sare, mă gândesc, de mirosit, miroase a plante, deci miroase super oribil, dar să vă povestesc un pic despre el, pentru că v-am zis că l-am testat. Nu, n-are nicio treabă cu niciun volum. Mie mi se pare că nu-ți oferă niciun pic de volum, într-adevăr îți curăță scalpul părului, în schimb îl curăță atât de bine încât îți rămâne foarte uscat. Iar eu cum folosesc și șamponul de la For Capil, care și acela usucă părul, mi se pare că îl usuc foarte, foarte tare și atunci nu mi este super confortabil nici mie la rădăcina părului. Așadar, o să-l termin pentru că l-am primit, am dat banii pe el prin acest abonament, dar nu sunt super încântat de el, așa că nu îl recomand. Chiar dacă scalpul părului meu este unul destul de gras, mi se pare că acesta usucă foarte tare și nu îl recomand. Mai departe, de la Peter Thomas Roth am primit un gel mască anti-îmbătrânire. Așa arată produsul. Am mai avut de la acest brand tot un gel mască. Am fost super încântată de acela. Încă nici nu l-am terminat, dar am fost super încântată din ce am testat eu. Sunt curioasă și de acesta să vedem ce va fi de capul lui. De la brandul Lotie, o pudră cu efect de fixare în culoarea roz. Așa arată pudra. Am mai avut o pudră de la acest brand în cutiuță, dar era transparentă aceea. Aceasta este roz. Haideți că o și desigilez, că nu am desigilat-o până acum. Din curiozitate să văd cum arată. A, dar este sigilat aici, dar este un roz. N-aș vrea să o desigilez pentru că mai am încă două pudre și
n-aș vrea să expire după aceea, să-i treacă termenul. De la brandul Groom, un săpun cu lavandă și neroli, nu știu ce este acela, ce plantă sau ce așa o fi aici, este pentru hidratare, este un săpun pentru corp. Am mai avut săpun din acesta, de la acest brand, nu mi-a plăcut absolut deloc, nu știu, s-a scasărit ceva. Este super, miroase a lavandă, dar nu știu, are un miros super ciudat, așa arată. Nu cred că voi folosi nici tipul acesta de săpun, nu sunt genul care să folosesc săpun solid, eu de obicei folosesc săpunul lichid. Dar nu știu, probabil o să-l dau mai departe. Și ultimul produs de la brandul Spectrum. Nu am mai auzit de acest brand în cutiuța de la Look Fantastic. Este o pensulă B06 Fluffy Blender. Deci o pensulă pentru blending este. Haideți să o desfac și pe aceasta că nu am desfăcut-o. Este super drăguță, e foarte, sunt foarte colorați perii și ea este cu roz. Da, cred că este bună pentru blending. Mi se pare super interesantă, la câte pensule am, nu știu, probabil o voi da și pe aceasta unei persoane să se bucure de ea. Astea au fost produsele și din cutiuța de la Look Fantastic. Astea sunt ce am primit și de ziua mea. Vreau să vă zic că mi-am făcut retușul la sprâncene. În acest moment ele sunt puțin mai închise la culoare pentru că este procesul de vindecare. Dar sunt super încântată de ele, sunt super încântată de această investiție pe care am făcut-o, așa că numai cuvinte de laudă am la așa ceva, aștept acum să treacă și procesul acesta și să rămân cu sprâncenele pentru o perioadă îndelungată. Ieri am petrecut frumos alături de prieteni, m-am simțit super fericită pentru că am avut o zi extraordinară ieri cu soare, așa că bine ai venit 35, ne vedem la anul când o să mai schimbăm când o să mai adăugăm încă o cifră în acest buchet al vieții, cum se spune. Atât pentru vlogul de astăzi, vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți alături de mine, ca de fiecare dată vă invit să mă ajutați cu un like, cu un subscribe, să vă abonați canalului meu, este gratis, adică nu plătiți nimic ca să faceți acest lucru și dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în comentarii și ne vedem într-un vlog viitor. V-am pupat, o zi cât mai minunată de duminică să aveți!